Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Eu sunt Sorin și astăzi vă invit să facem împreună supă cremă de fenicul. Este prima mea rețetă pe care am pus-o pe YouTube când am făcut canalul, dar am să o fac din nou pentru că îmi place foarte mult și dacă sunteți interesați, rămâneți cu mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă și de ce ingrediente avem nevoie. Și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru a pregăti această supă cremă delicioasă, o să avem nevoie de 2 ouă, pâine ciabatta sau orice altă pâine puțin mai tare, 400 de grame de fasole la conservă, 3 cepe, un bulb de fenicul mare, aproximativ 75 de grame de brânză cedar, 2 căței de usturoi, o linguriță de semințe de fenicul, 3-4 lingurițe de smântână, o linguriță de fulgi de ardei iute și o linguriță de concentrat pentru supă de legume. Pentru a pregăti supa, o să trebuiască să tocăm ceapa. Usturoiul. Și feniculul în felii mai mari. Când feniculul este gata, îl dăm deoparte. Spargem cele 2 ouă într-un castron. Adăugăm peste fulgii de ardei iute. Semințele de fenicul, le batem puțin cu o furculiță, adăugăm în castron și brânza cedar rasă și omogenizăm bine împreună cu oul. Când este gata, această compoziție o dăm deoparte pentru că vom avea nevoie de ea mai târziu, când supa este aproape gata, vom trece pâinea prin compoziție și o vom prăji în tigaie. După care, într-o oală înaltă, punem aproximativ 3-4 linguri de ulei de măsline, ceapa și usturoiul și le călim pentru câteva minute, amestecând regulat, până când acestea se vor înmuia. Când ceapa și usturoiul s-au înmuiat, adăugați și feniculul. Amestecați puțin. Apoi reduceți focul către mic și căliți legumele pentru aproximativ 30 de minute, amestecând regulat până când acestea se vor înmuia, iar din când în când adăugați câte un strop de apă ca acestea să nu se lipească. După o jumătate de oră în care legumele s-au călit bine și s-au înmuiat, adăugați fasolea, concentratul de legume, sau dacă folosiți supă de legume, adăugați acum supă de legume. Eu adaug apă cât să acopere totul. Amestec bine, mai adaug puțină apă pentru că atunci când vom blenda supa să nu fie atât de groasă. Iar din momentul acesta mai lăsați să fiarbă pentru aproximativ 20 de minute. Cât timp supa fierbe, ocupați-vă de feliile de pâine. Puneți o tigaie pe foc, adăugați în ea o lingură de ulei de măsline, nu mult. Apoi treceți pâinea prin compoziția de ou și brânză cedar și prăjiți-o în tigaie pe ambele părți până când se rumenește. Iar când aceasta este gata, scoateți-o pe o farfurie. După cele 20 de minute, supa este gata, așa că luați un blender și blendați totul. După ce am blendat-o foarte bine, adăugați sare și piper până când gustul vi se pare perfect. Puneți-o în boluri, adăugați smântână
feliile de pâine pe care le-am prăjit cu cheddar. Furnați farfuria cu frunzele de la fenicul rămase, fulgi de ardei iute. Îi puteți pune și un strop de ulei de măsline și poftiți la masă. Aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut. Aștept să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți cum v-a ieșit și dacă vă place. Eu vă spun poftă bună și până data viitoare, la revedere!